întors să zici pe canalul meu. În caz că o să auziți ceva zgomot, să știți că nu este din cauza mea. Lumea a început să taie iarba, deci a venit primăvara, suntem în luna aprilie. Deja știți despre concurs Succes Fetelor. Dacă deja ai văzut video cum îți arătam cum să creezi genele foarte voluminoase cu un efect de gene false, înseamnă că vrei să vezi și acest video pentru că va fi foarte interesant. Și bineînțeles că este vorba despre un nou rimel care toată lumea vorbește despre el și laudă extraordinar. Dar o să ajungem și acolo. Și în acest video o să vă prezint, să spunem, first impression și review la mai multe produse. După cum știți, am făcut ceva cumpărături în ultima vreme și vreau să vă arăt în acest video cam cum se comportă produsele respective și câteva produse care le folosesc de o bucată de vreme și nu am reușit să vă spun nimic despre ele. Deci haideți să vă arăt noutăți, noutăți, noutăți! Ok, și a început muzica! Ok, primul lucru care l-am folosit este o chestiuță nouă de la Herborian Mate Cream. Oh my god! Herborian Korean Skin Therapy Mate Cream. First impression la acest produs și pot să spun că deja îl ador. E ca și cum aș fi folosit un primer. Este culoarea aceasta, da? Este un violet. Și pot să spun că îmi place. Am luat formatul micuț, nu am mai luat formatul mare. Am vrut mai întâi să-l probez să văd cam despre ce e vorba. Și după aia vedeam după dacă se merita să-l cumpăr sau nu. Și ăsta sigur o să-l cumpăr. Face acel efect un pic de blur. Adică netezește porii și fața, nu se comportă ca și cum ar fi un primer de față special pentru pori dilatați, dar vreau să spun că îmi place, mi-a lăsat pielea foarte catifelată și chiar mi-a plăcut cum am reușit să aplic fondul de ten peste. L-am folosit mai mult în zona T, unde știam sigur că am nevoie, dar chiar și pe toată fața pot spune că da, I love it! Toate produsele care le-am cumpărat de la Herborian le ador extraordinar și o să las aici la info și celelalte produse care le-am folosit de la Herborian. Ca și bază pentru ochi, am folosit noua bază de la Sephora, ok. Tinted and Cooling Eye Primer, ok. Este nuanța 2, Matte Pink Beige, ok. Este un produs nou, nu l-am mai folosit până în momentul de față. Pot spune că este destul de bun. Singurul lucru care nu-mi place la el, pensulița chiar nu-mi place cum e, da, pensulița chiar nu mă interesează foarte mult pentru că mă interesează produsul. Este mult mai închis decât ceea ce foloseam până în momentul de față. Cel de la Urban Decay care îl foloseam până acum în nuanța Eden este foarte, foarte deschis și îmi plăcea cum îmi ilumina privirea. Acesta rămâne cumva, se adaptă după culoarea pielii tale, ar avea culoarea unui fond de ten. Nu mă deranjează, stă destul de bine, se usucă bine, dar o să vedem în continuare cum se va comporta și în caz că o să fie ceva schimbări despre acest produs, o să vă țin la curent. Ca și culoare la ochi, am folosit pe preapa mobilă, aici, da? Am folosit de la Beriem Crushed Jewels Cream Eyeshadow. Asta vi l-am arătat în unul din videourile trecute și vreau să-l folosesc, eram foarte, foarte curioasă. Ok, nu este prima dată când îl folosesc. Pe ochi arată destul de bine, l-aș putea folosi și pentru cut crease, adică să-mi fac acel efect super fine. Dar să-l folosesc pe toată pleoapa nu prea-mi place că parcă dă textură pielii și te face să arăți ca ai riduri, în special pe pleoapă. Dar l-am probat pe buze și arată super bine pe buze. Ca și corector am folosit de la Maybelline Affiniton și acesta este nuanța numărul 1. Îmi place cât este de luminos, cum arată, deci chiar și ca și culoare îmi place foarte mult. Dar nu-mi place în special pensulița. Pensulița e un dezastru, dezastru. Deci nu că nu pune produs, îl ia. Ca și cum ar fi ca o scobitoare. Prea rigid și nu este precis deloc. Chiar nu-mi place deloc, este inconfortabil. Ceea ce pot să vă recomand eu, să luați produsul de pe pensuliță și să-l aplicați cu o altă pensulă pentru concealer. Ca idee, ca și corector, nu este foarte extraordinar de bun, să spunem undeva mediu, dar având în vedere la ceea ce plătești pe el, să spunem da, ok, își merită banii, costă puțin, valorează puțin. Nu este prima dată când îl folosesc, l-am mai folosit de câteva ori și pot să spun că nu durează foarte mult efectul de lumină, de a ilumina și de a ascunde cearcănele. După o perioadă tinde un pic să se facă gri,
să scoată la iveală cearcănele care le am. Ca și pudră fixantă, aceasta nu este prima impresie, l-am mai folosit foarte, foarte mult, dar nu cred că am reușit să povestesc despre Too Faced Cocoa Powder Foundation. Și aceasta este nuanța light. Acesta ar fi un fel de fond de ten, da? Dar eu l-am folosit ca și pudră fixantă pentru toată fața. Are și un burețel aici, am încercat să-l folosesc de vreo două ori, dar mai mult îmi ia produs decât să-l pună. Deci mare lucru nu prea pot să fac cu el. Nu mă deranjează, stă acolo, dar nuanța este super faină, chiar îmi place foarte mult și în special mirosul. Deci mirosul mă înnebunește, miroase ciocolată, clar. O să recumpăr acest produs. Nu am văzut o colorare extraordinară, dar și pentru faptul că aceasta este nuanța light, deci este deschis. Antioxidant Rich Matte Rose Petal Finish. Într-adevăr, îmi place finish-ul, este foarte natural, nu usucă extraordinar și da, acesta chiar îl recomand. Cine vrea și cui place un foundation, în special că miroase un foundation, un powder foundation și în special pentru că miroase a cacao, într-adevăr, trebuie să ai un produs de la Too Faced neapărat, unul din cele care au fragranță. Pe bune, se merită și cred că creează un fel de dependență. Cred că am mai arătat acest produs, dar nu prea am discutat despre el, de la Make Up For Ever Professional Paris Pro Light Fusion și acesta este numărul 1, 9 grame made in Italy, oh my god, ok, arată super, 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 super și efectul este super, 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 pe bune. Cred că am plătit undeva în jur de 30 și ceva de euro, aproape 40 de euro, într-adevăr pentru o culoare e puțin cam scump, cred că l-am folosit de vreo 10 ori până acum și încă mai am modelul acesta de unde. Da, îmi place foarte mult, chiar îmi stă foarte bine, nuanța feții mele stă extraordinar de bine, un luciu super, super fain, îmi place că nu este chunky, nu se vede sclipiș, nu se vede nimic, deci are strălucirea aia ca de apă, îmi place și îl recomand. La sprâncene! Ok, haideți să ajungem la sprâncene! Am folosit de la Kiko Free Soul Peel Off Bra, adică genul ăla care îl puneai pe sprâncene și după aia trebuia să-l dezlipești și colora pielea. Și o să vezi în video cam despre ce e vorba, pentru că este important să vezi tutorialul, să vezi cam cum s-au comportat fiecare. Ok, deci acesta este produsul de la Kiko Free Soul Peel Off Bra și acesta este nuanța 03, cea mai închisă care era, deci este un negru. Ok, în primul rând vreau să spun că se închide super nașpa. Chiar nu am observat asta până acum 2 secunde când l-am luat în mână. Deci, pe bune, nu că nu l-am închis eu bine sau ar avea ceva impurități, dar pur și simplu pare că are capacul rău poziționat, adică, nu știu, mie mi se pare strâmb. Dar nu ar fi aceasta o problemă dacă produsul ar fi super, super bun. Ok, ca idee colorează. Colorează pielea foarte puțin, nu foarte mult, deci având în vedere că este un negru, nu te gândi că o să rămână acolo negru, puternic, intens. Nu, cred că o să rămână un fel de gri, mai mult sau mai puțin. Și durata cât ține pe piele, păi până te demachiezi. Nu ține foarte, foarte mult. Nu este prima dată când îl folosesc, l-am mai folosit în afară, deci nu. L-am mai folosit, dar nu am reușit să filmez și pot spune că acest produs mie personal nu îmi trebuie. Am sprâncenele tatuate și le prefer foarte, foarte intens ca și culoare. Eu nu am foarte multe fire de păr în sprâncene și după ce am aplicat acest produs pe sprâncenele mele, când a trebuit să-l dezlipesc și l-am dezlipit în sensul creșterii părului, deci nu în sens contrar ca și cum m-aș epila, l-am dezlipit de aici încolo, da? Și o să vezi în tutorial. Deci când am dezlipit gelul de pe sprâncene, am pierdut câteva fire de sprâncene. Nu mă deranjează pentru că am sprâncenele tatuate și oricum trec mereu cu brow gel, cu gel eyeliner, deci trec cu o grămadă de produse pentru că le vreau foarte, foarte intense. A trebuit după aia să mă întorc după ce am aplicat acest produs, după ce l-am dezlipit, ok? La Beauty Bakery Dark Brown Brow Lines. Acesta este un gel pentru sprâncene de la Beauty Bakery și este nuanța Dark Brown.
acesta este cel mai închis dintre gelurile care le are Beauty Bakery și dă un pic spre maro, nu foarte mult, dar eu într-adevăr îmi place, I like it. Pot spune că mai mult sau mai puțin cam ar avea aceeași calitate cu, știu eu, Anastasia Beverly Hills, dar și Freedom Makeup. Da, chiar mă împac foarte bine cu el, ține destul de bine, dar se demachează ca de obicei, nu este, să spunem, waterproof sau nu știu ce, după vreo 10 ore așa începe să curgă ca toate celelalte. Deci este un gel de sprâncene bun, se merită și să continuăm tușurile de ochi. Vinil Blue de la Deborah Milano, eyeliner extra vinil și are acel finish lucios, să spunem, de latex. Pare metalizat, ceva de genul, nu este cine știe ce, dar mie chiar îmi place, are vârful foarte micuț, tip carioca și reușesc să lucrez cu el destul de ușor. Ok, în special pentru persoanele care nu se simt foarte profesioniste, are vârful foarte subțire și ușor de manevrat, deci cine are un pic de, știu, dificultate să lucreze cu un vârf profesional cu păr, poate folosi acesta ca și carioca. Ca și idee nu este, să spunem, foarte, foarte rău, mie îmi place, o să-l folosesc, o să-l recumpăr pentru că nu costă foarte mult, este un produs drugstore și da, chiar îmi place, în special albastru acesta este într-adevăr foarte, foarte intens, deci nu este spălăcit, este metalizat, arată bine, I like it. Următorul tuș care l-am folosit și l-am folosit aici pentru a-mi face codița, de la, ăsta la, mi-a venit din România, de la Carlos Cosmetics și se numește Love. Carlos Cosmetics și cred că a costat undeva în jur de câțiva euro, 2 sau 3 euro în lei, chiar nu mai știu exact cât s-a cheltuit pe acest produs. Este destul de intens, dar nu aș putea spune că este cel mai închis eyeliner negru, cel mai profund, cel mai mișto. Nu, lucru care îmi place la el, deci culoarea să spunem că este decentă, dar ce îmi place la el este vârful, da? Îmi place pensulița rigidă și lungă profesională. Deci dacă nu reușești să lucrezi cu un astfel de eyeliner, poți să lucrezi cu acest alt care are vârful de carioca. Deci astea ar fi noile produse, eu le-am mai folosit și înainte, dar vreau să vi le arăt pentru că chiar nu vă povestisem absolut nimic despre ele. Să discutăm și despre ruj. Știu că vreți să știți despre rimel și eu o să vă spun imediat, dar vreau să continui cu rujul. Rujul este nou de la Smashbox. E ceva timp de când l-am cumpărat, ăsta este un first impression, wow, 4 ml, cam micuț ca și gramaj, costă destul de mult, în jur de vreo 25 de euro, ca și miros, nu este un miros care nu l-am mai întâlnit să spun că wow, miroase super tare, super fain. Cred că l-am mai întâlnit și la alte rujuri tot de genul, Mate Lipsticks, deci acesta este un liquid lipstick, always on liquid lipstick și este un ruj mat în nuanța Chill Zone. Ok, ruj cu efect mat. Dar ce îmi place la acest rujuleț este aplicatorul. Oh my god, îl ador! Îl ador! Foarte ușor de lucrat cu el, imediat umpli buzele, da? Dar ce îmi place că vârful de precizie este într-adevăr de precizie. Deci am rămas uimită la cât este de tare aplicatorul. Deci aplicatorul îl ador, rujul îl ador. Ca și culoare am ales totuși o culoare care nu aveam în colecție, nu am vrut să cumpăr iarăși un roșu, un roz, un burgundy sau știu eu. Am vrut să cumpăr ceva care nu aveam în colecție și de-aia m-am axat pe acest gri, care, deci Chill Zone, e un gri care dă spre mauve, care oricum este o nuanță foarte interesantă. Și e foarte confortabil. Deci e foarte confortabil, cred că sunt vreo 2 ore de când l-am aplicat și îmi place extraordinar. Da, deci acesta, thumbs up. Și ultimul lucru care știu că l-așteptați cu nerăbdare, oh my god! Ok, toată lumea știe, toată lumea overhypes, vorbește numai bine despre Full Blast Volume, 36 de ore de la Bad Girl Benefit. Ok, hai să lăsăm prostile la o parte. Am luat versiunea mică, mini, pentru că
Aproape 30 de euro să dau pe un rimel nu prea îmi venea mie bine la stomac și la buzunar. Un pic cam scump. Și la anul pe ăsta micuț am dat, cred că în jur de 15 euro. Oricum e scump, dar totuși am zis, dacă totuși vreau să fac o probă, să-l iau pe ăsta micuț. Și ăsta are 4 grame și este Bigger Better Volumizing Mascara. Wow, o grămadă de publicitate ce am auzit despre acest produs și am vrut să-l probez neapărat. Ok, first impression. Nu cine știe ce. Și de ce spun acest lucru? Pentru că același efect l-aș putea avea și cu alte mascara. Orice mascara ai folosi, dacă te dai 3 straturi, oricum o să ai genele foarte, foarte lungi și foarte, foarte voluminoase. Prima impresie pot spune că e ca și cum ar fi un fel de clay. Ca un lipici lichid. Cred că are consistența unui eyeliner. Cred că acesta este, să spunem, așa îl pot descrie cel mai bine. Are consistența unui eyeliner, ca și idee. Deci nu este dense, gros, nu. Este ca și un eyeliner glossy. Ok, ok. Da, îmi place și la prima aplicare pot să spun că primul strat era un pic așa, nu prea se definea, ci parcă lipea genele între ele. Al doilea strat mi-a plăcut extraordinar, cu două straturi cum arată pe gene. Și al treilea strat deja începuse să, nu știu, începea să se adune cumva, să facă, știu, firimituri pe vârfurile de gene. Deci dacă te gândești să cumperi acest produs, opinia mea, părerea mea, folosește-l doar în două straturi. Trei straturi chiar nu este nevoie, nu este necesar. Ca idee, da, este un negru frumos, îmi place, arată super bine, genele îmi plac, sunt destul de, să spunem, lejere, nu sunt încărcate, nu le simt încărcate, asta este un lucru bun. Dacă îl voi recumpăra, nu cred. Merită prețul? Probabil. Găsiți produse, știu eu, care să vă facă același efect, în afară de faptul că este destul de ușor pe gene, nu are nimic, să spunem, deosebit. Adică singurul lucru, singurul gol care l-ar avea, singurul lucru bun care l-ar avea acest mascara ar fi că nu îngreunează genele. Dar nu pot spune că văd mare diferența între alte rimeluri. Ca idee, nu știu. Unul din lucrurile optime care ar fi la acest mascara este pensulița. Pensulița chiar îmi place foarte mult, periuța, da? Poți să ajungi în detalii, genele cele mai ascunse, să lucrezi foarte, foarte bine cu el. Acestea fiind spuse, fetelor, vă las cu tutorialul. We'll be right back.
să vă arăt cum ar sta pe buze, pentru că, într-adevăr, pe buze mi-a plăcut foarte mult efectul și vreau să vă arăt cum ar sta pe un ruj mat. Este destul de confortabil, pot spune. S-a uscat imediat, deci pot spune că are aproape consistența unui ruj mat, doar că este un picuț mai cremos. Este deja fixat și arată super bine. Chiar arată super, super bine. Și iată-mă după 3 ore ce m-am machiat. Ok, deja pot spune că afiniton a început să intre în riduri pe aici și se văd ridulețele, deci se încrățește, da, în zona ochilor. Nu este prima dată când îl folosesc, deci știu că așa face cam de obicei, deci nu este o noutate. Indiferent că folosește o pudră HD sau folosește o pudră normală, clar, o să înceapă să se încrețească aici, intră prin riduri, da? Și genele au început să se încrețească în jos. Este un lucru care nu prea l-ador, nu l-ador deloc, nu-mi place deloc la niciun fel de mascara. Deci haideți să vă arăt concealerul, corectorul, da? Deci deja aici a început să intre, să-mi facă liniuțe. Și pot spune aproape imediat mi-a făcut aceste liniuțe. Și la gene, aceste gene parcă așa sunt, se încrețesc în jos. Deci nu mai sunt acuite în sus, dar în jos. Cam același efect îl făcea și mascara de la Pupa, doar că acela era mult mai, făcea mai mult volum. Deci cam același efect de, știu eu, gene mai lungi și mai voluminoase îl făcea și mascara de la Pupa și mascara de la L'Oreal, cam aceeași chestie. Cumva așa, parcă se adună bucățele, cumva se fac ciuciuleți, nu știu cum să spun, deci după ce s-a uscat nu mai pare așa de glossy cum era la început, imediat după aplicare. Eu nu am atâtea riduri pe pleoape. Este vina fardului în cremă, deci eu nu am atâtea riduri. Și cum vedeți, a rămas destul de bine eyelinerul de la Deborah. Este un picuț metalizat. Gelul de sprâncene, ca de obicei, deci este cel clasic, normal. Nu are pro, nu are contra. Și iată-mă după 12 ore de la aplicarea machiajului. După cum vedeți, părul nu mai arată nimic. Da, ceea ce pot să observ este că mi s-au lipit bucățele de rimel, au căzut și câteva și vreau să vin aproape să mă vedeți mai bine. Rimel, au căzut bucățele, deci s-au atins, da, și pe aici pe jos, deci a căzut din bucățele de rimel. Pe partea aceasta, cred că am ceva în ochi, probabil să-mi fi intrat și o firmitură în ochi, dar cum spuneam, după 12 ore, este aproape normal. Rujul, ca de obicei, un ruj mat după 12 ore mâncat, băut și așa mai departe, clar că acesta o să fie rezultatul oricare ar fi rujul de buze mat. Anticercanul pare că s-a omogenizat un pic, adică s-a șters un pic de peste tot și nu se mai văd încrețiturile alea aici în pliu. Gelul de sprâncene, ca de obicei, începe să se topească, pentru că am piele grasă, clar, se va topi. Tușul negru aici, pentru că am avut ceva în ochi și am încercat să scot, s-a dus. Nici nu aveam prea mari așteptări de la tuș, fiind un produs foarte ieftin, fardul la fel, dar da, cam ca idee, cam asta ar fi calitatea după 12 ore. După cum vedeți, încă mai este iluminant, încă mai există, deci e un lucru bun, iluminantul. Și vreau să vă arăt totuși și cum se demachiază. De asta țineam foarte mult. Auzisem că rimelul se demachiază foarte greu. Și o să încerc pe o parte cu apă micelare de la Garnier și pe partea cealaltă cu Vichy apă termală. Deci una este cu bifazică, cu ulei, iar pe cealaltă o să folosesc cel delicat care îl folosesc eu de obicei. Și o să mergem frumos pe partea aceasta cu apă micelară, da? Pe partea aceasta apă micelară. Wow! Ok, o să las așa un pic să dizolve. Pleacă pe bucățele. Paradise, asta de la L'Oreal, pleacă în același mod când îl demachez. Ok. Și pe partea cealaltă cu apă termală de la Vichy, cu apă termală 3-in-1 de machiant,
Purity Thermal 3 în 1. Ok. Ah, pleacă destul de bine, dar cam tot pe acolo, tot bucățele. Și văd urme de albastru dizolvat, deci nu cred că este tușul metalizat care face acest efect. Și mă întorc din nou. Deci pe partea stângă a mea am făcut cu apă micelară. Da? Deci unde am verigheta? Apă micelară. Și pe cealaltă cu apă termală 3 în 1. Ok. Nu, asta este rimelul. Deci nu dizolvă rimelul, se duce așa bucățele, haideți să vă arăt. Deci se duce așa pe bucățele, cu apă micelară. Și pe partea asta înaltă, cu apă termală, tot bucățele, dar par un pic dizolvate, adică, nu știu, cel puțin așa le văd eu. Pot spune că se demachia totuși destul de ușor. Și după cum știți, eu sunt un pic așa mai ca Toma necredinciosul și am vrut totuși să mai probez o chestie. Pe partea aceasta am probat rimelul de la Sephora Outrageous Curl, care are o pensuliță extraordinar de fină. Da, micuță, detaliu, precizie, ok. Și pe partea aceasta la altă m-am dus din nou cu Bad Girl de la Benefit și cu pensulița, așa. Vreau totuși să vă arăt diferența, este o mică diferență, acesta este mai lejer de la Bad Girl și celălalt de la Sephora are cam același efect, deci după 3 straturi, uitați, vedeți efectul după 3 straturi, după 3 aplicări. Benefit, Sephora. Da, este o diferență. Acesta este mai lejer. Dar efectul final este același. Pot să spun că ăsta este un pic mai glossy. Mi se pare că negrul acesta este un picuț mai intens. O idee, nu se vede diferența. Dar spuneți-mi voi. Aceste fiind spuse, mulțumesc că m-ați urmărit, ne vedem data viitoare. Dacă ești nouă pe canal, nu uita să te abonezi, să dai like la acest video, trimite acest video la prietena ta care știi că era totuși interesată de ceva produse care le-ai văzut până în momentul de față. Dacă tu ai folosit vreunul din aceste produse, te rog, lasă-mi opinia ta, gândurile tale despre acel produs. În momentul de față este în curs un concurs cu 3 intrări. Puteți intra de pe Facebook, Instagram și de aici de pe YouTube. O să las în descriere linkul și dă o privire, intră și tu dacă vrei, dacă te pasionează ceva produse de make-up. Și cam atât, fetelor, v-am pupat. Ne vedem data viitoare.